slava învretnicei pe dumneavoastră în seara aceasta prielnică, o seară binecuvântată și zic că Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Cu siguranță am răspuns cu drag invitații, nu mi-am dat seama să fie sărbătorile acestea și apoi am spus, bă, dacă mi-am dat cuvântul, la mine cuvântul e da. Când spun da, e da, că nu, nu. În seara aceasta, Dumnezeu din cer să fie proslăvit în viețile noastre a tuturora. Amin. Fratele Ciprian a citit un cuvânt binecuvântat de Domnul în epistola a doua sobornicească a lui Petru, care începe de la versetul 5. Un cuvânt pe care Dumnezeu i l-a pus pe inimă și rămân la cuvântul care s-a citit. Iubiții Domnului, până aici a fost Dumnezeu cu noi. Rugați-L pe Dumnezeul secerișului să ne vorbească în seara aceasta, ca de fiecare dată îmi place să spun, fiecare dintre noi nu suntem nimic, suntem niște unelte în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să glăsuiască în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră în seara aceasta. Amin. Știu că fiecare dintre noi am avut dorințe să ne vorbească Dumnezeu prin Duhul Sfânt sau are Dumnezeu metode să ne vorbească fiecăruia în seara aceasta, dar Dumnezeu poate să ne vorbească prin cuvânt. Amin. Mie îmi place să spun de multe ori lucrul acesta la cel mai mare proroc de pe Terra. Mie îmi dă voie Scriptura să cercetez și să păstrez ce este bun. Și cred că și dumneavoastră. Dar la Scriptură nu mai are nimeni de obiectat sau de adăugat. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Amin. Și lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Amin, amin. Îmi place lucrarea Duhului Sfânt. Dar știți, în secolul 21, știți ceea ce spun eu de multe ori, sunt butoaie și vase. Să fii vas e lucru mare. Butoaie sunt multe. Să fii vas e lucru mare. Și Dumnezeu din cer să scoată vase. Amin. Amin? Amin. În seara aceasta predic pentru biserica din loc echiparea bisericii în vremurile din urmă. Și Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Ce trebuie să ne echipăm? Mai frumos cuvânt ca cuvântul care a fost citit în seara aceasta. De aceea dați-vă și voi toate silințele voastre. Ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința. Rămânem la primul verset. La versetul 5. Da? De aceea dați-vă și voi toate silințele voastre. Dar toate, toate silințele voastre, să uniți cu credința, fapta, cu fapta, cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia, cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Amin. Aia ne învață. Amin. Fă-ți o verificare în seara aceasta. Am auzit? Fă-ți o verificare. Să-mi fac o verificare. De ce predic în seara aceasta echiparea bisericii în vremurile din urmă? Nu știu altceva pe lângă ceea ce Apostolul Petru spune aici. Ne-ar trebui? Vorbește, Doamne. Sunt treptele credinței. Da? Credința. Pavel spune corintenilor, toate se vor sfârși. Toate. Rămâne credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dar uitați-vă Apostolul Petru cum enumără aici și Dumnezeu să ne binecuvinteze scara virtuților creștine. Credința, fapta, fapta, cunoștința, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia și continuă lista. Ce ți-ar mai trebui? Fă-ți o verificare să-mi fac o verificare. Dacă am lucrurile acestea, cu siguranță, dacă mergem mai în jos, de la versetul 8, doar să vă amintesc, știu că știți, dar auziți, că dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru,
Iisus Hristos continuă. Și auziți versetul 9. Dar cine n-are aceste lucruri, aia vrem în seara aceasta. Cânta fratele, Dumnezeu să-l binecuvinteze, o cântare atât de minunată care m-a mișcat. Dar cine n-are aceste lucruri este ori umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. 10. Auziți ce spune? De aceea, fraților, Biserică Betania, iubiții Domnului, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Și 11. Auziți ce spune? În adevăr, doar așa, nu te înșela. Că cânți, că predici, că reciți, că prorocești, nu te înșela. Oprește-te! Fă-ți o verificare! Vrei destinația raiul? Oprește-te! Aleluia! Oricine-i fi, oricine aș fi, oprește-te! Că Scriptura spune, în adevăr, în timpul acesta vi se va da din belșug. Doar așa! Vi se va da din belșug! Auziți, intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Doar aceste lucruri aș vrea să memorăm. Le ai? Frații mei, vorbește. Acum, cum ați crede dumneavoastră că mergem în cer? Cum credeți dumneavoastră că mergem în cer? Vorbește, Doamne. Și cuvântul Domnului, scara virtuților creștine, de la versetul 5 în jos. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința. Dar de ce credința? Ce face credința? Evrei, definiția credinței, capitolul 11, versetul 1. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Aleluia! Și versetul 6. Și fără credință. De ce este atât de necesar? Apostolul Petru. Dați-vă toate silințele. Iubită biserică. Dați-vă toate silințele. Aleluia. Să uniți cu credința. Aleluia! Credința și fără credință. Este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Aleluia. Credința, credința. Pentru că Apostolul Petru n-a mai spus aici în versetele acestea cum a ajuns la credință. Noi odată ce am crezut în El, datorită, prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, am ajuns la starea de credință. Glorie Domnului! Dar vedeți dumneavoastră, credința, toate se vor termina. Credința rădăștea dragoste. Aleluia! Acum, uitați-vă, cu credința, ce urmează? Fapta. Acum, ce ar folosi unui om să spună că are credință dacă nu are fapte? La ce s-ar folosi? Iacov, capitolul 2, versetul 14. Vorbește, Doamne. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, aici, fraților, credința cu fapta, da? Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Mare ești. Dar uitați-vă, mă duce gândul la Marcu, capitolul 16. Cei mai mulți ne limităm acolo. 16. Cu 16. Cine crede? Frate, cred! Da, frate, cred, m-am botezat. Destinația raiul. Nu? Cine va crede, vedeți? Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Acum Petru spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți credința cu fapta. Aleluia! Nu credința aceasta te mântuiește. Dacă nu ai fapte. Și ui, mergem mai în jos, înapoi. Dăm la Iacov, capitolul
2 cu 14. Frații mei, ce îi folosește? Lasă la 14 și apoi merge mai în jos. Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Vedeți? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, merge mai în jos, 17, și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Și versetul următor, tot așa și credința, dacă n-are fapte, cum este, fraților? Moartă în ea însăși. Și versetul 18 și rămân aici. Dar dacă va zice cineva, tu ai credință, eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Amin. Ca să uniți cu credința fapta. Amin? Amin. Cu credința fapta. Și fără credință este cu neputință, da? Și credința este un credere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare. După ce avem credința, ce urmează? Fapta! Dacă n-ai fapte, degeaba te bați cu cărămida în piept. Că la mine în Scriptură și la dumneavoastră spune și dragii cred și să înfioară, nu? Amin. Și ei cred. Vedeți? Degeaba crezi. Crezi în Domnul Iisus Hristos. Da, cred. Până când vrei să rămâi credincioasă toată viața. Și la primul pas renunță la credință. Vorbește, dați-vă toate silințele. Aleluia. Ca să uniți cu credința fapta. Cu fapta? Cunoștința. Dar uitați-vă dumneavoastră în secolul 21. Cunoștința crescut mult. Degeaba ai cunoștință dacă n-ai dragoste. Degeaba. Cunoști, despici cuvântul. Cei mai mari teologi despică cuvântul. Nu-i dragoste. Litera omoară pe când Duhul de viață. Osea, capitolul 4, versetul 6. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu din cer să ne lumineze. Poporul meu, cum? În secolul acesta, cu atâția profeți, docenți, în Scriptură, teologi. Frații mei, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Mare lucru! Mare lucru! Fiindcă îi lepăda cunoștința. Și eu te voi lepăda. Și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Dați-vă silințele să uniți cu credința, fapta cu fapta cunoștința. Totuși, cunoștința care este în secolul 21, poporului Dumnezeu mulți pierd. Așa e, Doamne. Prea multe astăzi în școlile teologice sunt lucruri care e greu de auzit. Scumpii mei frați, să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, la Scriptură. Amin. Să rămânem, să nu ne abatem de la dreptarul cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Amin. Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Amin. La ce ți-ar folosi să cunoști toată Scriptura? Toată știința. Ceea ce spune Pavel, da? Spune Corintenilor, de la versetul 4, capitolul 13. Să vedeți cât de frumos spune Pavel aici. Și Dumnezeu din cer să ne lumineze, să înțelegem, să aplicăm, nimic mai mult. Dragostea este în îndelungă răbdătoare. Este, dă-i de la versetul 3, te rog. Și chiar dacă m-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește? La ce ți-am folosit să cunoști toate tainele? Știți că a fost cineva care a cunoscut toate tainele? Știți unde stătea acel cineva? Pe muntele lui Dumnezeu. Pe muntele lui Dumnezeu. Oameni puternici care astăzi întreb de ei și nu mai sunt. Cunoștința îngânfă
Pe când dragostea lui Dumnezeu zidește. Și noi vrem dragostea autentică. Pentru că dragostea lui Dumnezeu acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, nu se bucură de nelegiuire, nu caută folosul său. Aia face dragostea. Ce mi-ar folosi să am cunoștință, să cunosc toate tainele lui Dumnezeu și n-am dragoste față de aproapele meu? La ce îmi folosește? Și continuă lista. De aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea. Înfrânarea. Mai avem înfrânare. Scumpii mei frați, uitați-vă dumneavoastră în secolul pe care îl trăim. Eu totuși mă duc cu gândul la spusele Mântuitorului nostru. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Oare de ce a spus Mântuitorul așa? Îs puțini chemați de Domnul în slujbă. Îs puțini chemați de El în slujbă. Pentru că cei mai mulți se fac ei. Nu sunt chemați de Dumnezeu. Când te cheamă Dumnezeu într-o slujbă, așa cum l-a chemat pe Amos, un țăran, l-a luat de la oi și l-a pus proroc. Era un strângător de smochine. Nimic altceva. Dar când Dumnezeu te cheamă, El nu dă greș. Și peste capul lui Amos nu și-a pus nicio comisie episcopală mâna. Și-a pus mâna Duhul Sfânt. Și în seara aceasta să-și pune Duhul Sfânt peste noi. Și Duhul lui Dumnezeu să ne dezlege. Și Duhul lui Dumnezeu să prelucreze, să modeleze, să transforme, să echipe. Și să-ți pot spune ca Isaia, iată-mă, trimite-mă. Aleluia. Cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea. Cum înfrânarea? Ce înseamnă înfrânare? Înfrânarea este o roadă a Duhului Sfânt. Amin. Da? O înfrânare este roada Duhului Sfânt. Amin. Mai avem înfrânare. Vorbește, Doamne. O, Doamne. Auziți, blândețea, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. Mai avem înfrânare. Scumpii mei frați. Vorbește, Doamne. Am întâlnit pe cineva care îmi spunea în felul următor. Auzi, frate, dacă inima mea îmi cere ceva, îi dau. Și mă gândeam la altceva. Păi dacă îți cere, dai, îi dau tot! Unde e înfrânarea? Dați-vă și voi toate silințele voastre. Așa e, Doamne. Să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, roada Duhului Sfânt, înfrânarea, dragostea, bucuria, pacea, înfrânarea. Roata Duhului Sfânt, înfrânarea. Mai avem înfrânare. O, Doamne, păi, dar ce fel de înfrânare să avem? La toate. Amin. La toate. Amin. La toate. Probabil că cineva spune, frate, slavă Domnului, m-a binecuvântat Domnul. Eu am înfrânare. Și la masă trebuie să te înfrânezi. Îmbuibare este păcat. Înfrânează-te! Că vine Pavel și spune romanilor în capitolul 8, versetul 4, 5, 6. În adevăr, să te înfrânezi în toate. Dar nu ți-i tot una să te înfrânezi, nu? Că ți-o ia vecinul în față. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, auziți? În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. După ce umblăm noi? După ce umblăm? Vorbește, Doamne. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moartea. Credem? Ce spune Pavel? Credem? Amin. Este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Mă împrânesc, că nu mă mai mulțumesc cu serviciul care îl am. Mai iau altul. Nu ne mai săturăm. Că vine diavolul și spune, păi ai venit aici să faci bani. Pentru ce ai venit? Să calci pământul la ustrii în zadar?
Și diavolul spune, bani ai vrut? Bani ți-am dat. Casă ai vrut? Casă ți-am dat. Știi ce face diavolul? Îți ia toate abilitățile, te fură de toate, toată puterea ți-o fură. Înfrânează-te. Și spune Domnului ceea ce spune cuvintul lui Dumnezeu în evrei. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Amin. Înfrânează-te. Amin. Că vine diavolul și ne păgubește de toate bunurile pe care ne le-a dat Dumnezeu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie. Credem în lucrurile acestea. Amin. Este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Și 8 spune, auziți, de cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Aleluia. Îmi vrei să te înfrânezi. Când i-ai spus ultima dată lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc de ceea ce mi-ai dat, îți mulțumesc, te slăvesc, Tată Dumnezeu. Aleluia. Îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc. Viața care Tu mi-ai lăsat-o, Doamne, vreau să o trăiesc pentru Tine de azi înainte. Doamne, vreau să acumulez pentru Tine. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Când ai spus ultima dată? Frații mei, să nu credeți că pentru mine era ușor. Când Dumnezeu, după 11 ani de Occident, m-a strămutat în România. Martur este Domnul, fără să stau la probleme. Doamne, ce o fi, cum o fi, nici cărămidă mare buzunar. Când Domnul mi-a glăsuit, mi-am luat familia, copiii și am plecat în țară. Nu-i ușor să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Câți dintre noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt? Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Mărire Lui. E mare lucru. Glorie Lui. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt când toți acum acest cuvânt. Bă, frate, unde mergi? Slujeam acolo cu biserica. Eram pastor acolo. Când Dumnezeu mi-a glăsuit, n-am mai stat să vezi, să nu vezi, mi-am luat familia și am plecat. Îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Înfrânează-te. Nu lăsa ca gura să te bage în păcat. Trebuie să spui stop. Pentru că uitați-vă vremea care o trăim. Și cei mai mulți botezați ca niciodată în vremurile din urmă, cum era în zilele lui Noe, Idoma va fi la fel, construiau, zidiau, sămăritau, însurau, mâncau, piau. Uitați-vă dumneavoastră, în România, la ora actuală, se construiește cel mai mult. Înfrânează-te, pocăitule! Aleluia! Să fii pocăit, e lucru mare. Botezați, îți mulți, construiesc, să iau la întrecere. Aleluia! Oprește-te! Înfrânează-te! Să-ți pot spune ca Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Și-l țin în stăpânire. Că trupul acesta cere să-l îmbraci frumos, să-l hrănești frumos, să-l odihnești frumos, să-l duci în vacanțe, la Dubai, la piscine, ne descolim. Și vii la biserică, așa vorbește Domnul. Oprește-te, împrânează-te! Spune stop păcatelor! Că Petru a spus, dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ăsta cere mult, dorește mult. Dacă nu-i Duhul, nu vei putea. Dacă a treia parte din Dumnezeu nu-i în tine, nu vei putea. N-ai cum. Cei ce umblă după lucrurile firii pământești, acolo ne spune Pavel, însă voi nu mai sunteți pământești. Care poate să spună că nu-i mai pământesc? Scriptura așa spune. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, locuiește Duhul lui Dumnezeu. E Duhul lui Dumnezeu în tine? E în tine? Atunci trebuie să știi să te înfrânezi. Că Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună,
Ne-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturora, acelora care vor fi iubit venirea Lui. Ăștia strigă neîncetat, vino Doamne, mi-e dor de Tine! Mi-e dor, Doamne! Ți-e dor de Domnul? Săptămâna trecută îmi spunea cineva, frate, să nu vină acum Domnul. Să nu vină acum Domnul. Mai avem multe de făcut. Scumpii mei frați, înfrânarea. Să ne înfrânăm. Cei mai mulți, iertați-mă, vă spun înaintea Domnului, la tot felul de despreu. Și vine Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu se oprește pe calea. Ce căutăm noi la sfat cu ei? Ce căutăm noi la sfat cu ei? Căci cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Și Dumnezeu din cer să fie proslăvit. Tot Petru, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocuritori, plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor. Ce fel de pofte avem? Cum vrem noi cerul? Cum vrem noi veșnicia? Vă spun înaintea Domnului, cele mai multe biserici ne plac majoritatea. Cuvânt ușor, în care plugul nu este pus, băgat adânc la suprafață, predici, istorisoare frumoase, aplicate bine, poporul plânge. Domnul te iubește, Domnul ne duce în cer, te duce. Dacă face ce spune. De aceea, dați-vă și voi toate Aleluia! Ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea. Cu înfrânarea? Ce? Răbdarea! Răbdarea! O, Doamne, răbdarea! Dar de ce răbdare? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 5, de la versetul 2 în jos, citim. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și trei, ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Care se bucură? Ne mai bucurăm noi necaz? Ne mai bucurăm fraților? Uitați-vă la titanii Scripturii, uitați-vă la Petru, uitați-vă la Pavel. Câți dintre noi ne bucurăm? Doamne, iară mie ne-ai dat, mai dă-i și la fratele, mai dă-i și la sora. Tomie, Eduard, ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință. În încercare, iar biruința aceasta duce nădejdea, însă nădejdea aceasta nu înșeală. Dar de ce nu ne înșeală? Că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin? Păi dacă nu-i Duhul Sfânt, cum se duc? Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Răbdarea. Iacov, capitolul 1, versetul 2, inclusiv versetul 4 merge. Ne mai bucurăm noi în necaz? Nu eu spun, cuvintele Domnului. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie. Doamne, ca o mare bucurie. Băi, Iacove, ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Și patru, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Cum să-și facă desăvârșită lucrarea? Îngăduie Dumnezeu un cuptor peste tine. Da?
Și atâta forțăm toate adunările, la proroci, peste tot, frate, să te rogi. O încercare, fraților, bisericile anunțate. Nu mai avem răbdare. Doamne, mor, Doamne, scapă-mă. Post, rugăciune, frecventează adunarea, cheamă pe Ciprian, mese de dragoste, curcani, porci, ha, mâncare, aleluia, să mă scoate Domnul. Dăm bani la săraci. Tu cu o masă îl cumperi pe Dumnezeu, mă. Vorbește, tu cu o masă îl cumperi pe Dumnezeu? Așa îl cumperi tu pe Dumnezeu? Vorbește, dar răbdarea trebuie să-și facă, nu forța nota! Nu forța nota! Când era băgat în menghina lui Dumnezeu strâns la maxim, m-am rugat. 60 de zile a durat încercarea. Am venit cu 29 de zile de post în fiecare zi. Zi după zi. Parcă Dumnezeu era departe de mine. Nu forța nota, pastule. Așteaptă. Dar de ce să aștept? Auziți? Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți. De ce forțezi nota? Vrei să lucreze Domnul cu tine? Vrei să ajungi la cote maxime? Vrei să stai la creșterea maturității care vrea să-ți o facă Domnul? De ce forțezi nota? Lasă-L pe Dumnezeu! Tu roagă-L să-ți dea putere! Aleluia! Să aduci biruință, să vii cu biruință înaintea Domnului! Noi îmi forțăm nota! Doamne, scapă-mă! Doamne, nu mai pot! Frate, să te rogi! Am probleme! Am necazuri! Nu-i ușor! Știu că nu-i ușor. Știu că nu-i ușor, dar auzi ce face răbdarea. Să facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Mărire lui Iisus. Cum? De bani, de mâncare. Bă, să fie Duhul lui Dumnezeu în tine. Amin. Să fie a treia parte din Dumnezeu în tine. Aleluia. Să știți, vă spun înaintea Domnului, zilele acestea a apelat o familie la mine, frate, Pascu, te rog din toată inima, am nevoie de ajutorul tău. Și am spus, ce se întâmplă? Copilul meu este problemă cu el. Și este nevoie de câțiva frați să vii cu ei să vă rugați. Viu este Domnul. Mulți păstori care i-am contactat, când aud lucrările acestea, fug. Dar ce, păstor, numai să predici? Bă, dai eliberare de demon, ți-e frică? Vorbește, Doamne! Vorbește, Doamne! Nu! Atâția frați nu vin. Unii mi-au închis telefoanele. Păi, dar ce, păstor, ești? Dar ce lucrător ești? Bă, dacă a treia parte din Dumnezeu e în tine. Aleluia! Păi, de ce ți-e frică? Sana! De ce ți-e frică? Fraților, ne-am obișnuit cu basme, istorisoare. Să aibă Domnul milă de noi. Amin. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. De nimic să nu duceți lipsă. Să fie echipat. Predic în seara aceasta pentru biserica din loc. Biserica are nevoie de echiparea Duhului Sfânt în vremurile din urmă. Amin. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, blândeția. O, Doamne, blândeția, o roadă a Duhului Sfânt. Blândeția. Să intru în latura aceasta. Am întâlnit de-a lungul timpului surori, vase, proroci, dar în casă conduc ei. Vorbește, în casă conduc ei. Vorbește, păi, ce faci cu autoritatea soțului tău? Capul bărbatului este? Hristos. Și capul bărbatului, și capul femeii este? Bărbatul. Ce se întâmplă? Că în multe corturi conduc femeile. Așa e, dă-i putere. E mare lucru, nu?
Fraților, știți dumneavoastră, am mai spus de multe ori, erau niște frați la o părtășie. Și fiecare mai decare, ci că slavă Domnului, eu n-am treabă cu soția mea. Da, spun frații, dar cum, frate? Slavă Domnului, fraților, vă spun că la mine în casă eu sunt leu. Cum, frate, tu ești leu? Da, eu sunt leu în casă la mine. Dumnezeu ăsta e spân și știe cum să lucreze. Nu după multă vreme, de la o părtășie, să duc la fratele acasă. Soția l-a așteptat în bravo și începe cu binecuvântări. Da, frații, mă, frate, dar n-ai spus tu că tu ești leu la tine în casă? Da, fraților, eu sunt leu, dar ei dresori. Ați înțeles? Ei dresori. Blândeția. Blândeția. Știți cum spunea Sara soțului ei? Vorbește, Domnul meu. Domnul. Aleluia. Domnul meu. Astăzi, dacă soțul spune un cuvânt, soția spune 30. S-au schimbat rolurile? S-au schimbat rolurile? Vă întrebe dumneavoastră. S-au schimbat rolurile? Doamne, ai milă de noi. Amin. Blândeția. Roada. E și una dintre care spune roada Duhului Sfânt, blândeția. Mai avem noi blândeția aceasta, noi, oamenii de afară, sincer, înaintea Domnului, cei de afară din jurul nostru, văd ei că suntem oițele Domnului Iisus Hristos? Ești o oiță din turma lui Hristos? Cum erau oile? Cum a fost dus Mântuitorul? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 53, ca o oaie. Ca o oaie a fost dus la măcelărie. Blind. Dar noi suntem blânzi. Dacă n-ai roada blândeții, vreau să spun că e problemă cu tine și e problemă cu mine. Că imediat ne sare muștarul, ne răspunăm, dăm cu aceeași monedă. Blândeția. Fraților, ce alergăm? După ce alergăm? După ce alergăm? Alerga ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, blândeția. Blândețe, auziți? Și după blândețe, ce spune? Răbdare, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Dragostea de frați. Iubim, nu? Sincer, înaintea Domnului. Fraților, câți ne mai iubim? Iubim noi austrecii? Iubim noi romii, românii, ungurii, țiganii? Ne iubim? Sunt garduri între noi. Ascultați-mă ce vă spun. Garduri. În împărăția lui Dumnezeu, când ajungem, eu nu știu cum va fi acolo. Uitați-vă câte garduri. Ăia-s pedicostali, ăștia-s baptiști, ăștia-s sâmbătari, ăștia-s creștini după Evanghelie. Garduri! Dar cum? Dar cum baptiștii nu vor ajunge și ei acolo? Numai noi pedicostali că vorbim în limbi? Bă, fraților! Păi nu, frate, cu ăștia nu. Păi, n-au Duhul Sfânt. Nu, frate, ăștia-s, știi tu. Dar cum? În cer vom fi separați? Vom fi separați? Aici pe pământ sunt separări. Dar în cer vom fi toți. Aleluia. Împreună. Mărire lui Iisus. Amin. Pentru că dragostea lui Dumnezeu adună. Aleluia. Adună. Așa e, Doamne. Cu dragostea de frați, iubirea de toți oameni. Aleluia. Să-L iubești. Mă, așa cum este. Iubește-L. Îl iubești? Mă, când a fost ultima dată când ai luat un om de pe stradă, l-ai dus acasă, l-ai îmbrăcat, l-ai echipat? Când? Oh, Doamne Iisus. Când a fost ultima dată? Nu vă spun eu. De Paște, Crăciun.
Și atunci când facem s-o vadă oamenii de afară, băi, am dat mură. O, Doamne, ai milă de mine. De ce credeți că spune de la versetul 8, aici, versetul 8, afișează? Căci dacă aveți, după ce ne spune toate, deci, scara virtuților creștine, cu credința, fapta, cu fapta, cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia, fie evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Dar de ce, Petre? Păi, Pascule, iubită biserică, căci dacă aveți din belșug toate aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa. Aleluia. Să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplină cunoștința Domnului nostru, Iisus Hristos, nu vă vor lăsa. Păi da, Doamne, dar noi alergăm doar să vorbim în limbi, după proroci. Dar nu asta mă interesează. Dacă ai dragoste, ai tot. Dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Dacă ai dragoste, ai pace, ai bucurie, ai tot. Dacă n-ai dragoste, nu știu cum prorocești. Dacă n-ai dragoste, nu știu cum vin să predici. Dacă n-ai dragoste, nu știu cum vin să cânți. Vorbește, Doamne. Dragostea este izvorul, izvorăște toate. Cea mai mare dragoste este însuși Dumnezeu. Caută dragostea și vin toate. Dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Unul spunea, frate, iubesc pe aproapele meu. Dar știi cine e aproapele tău? Dar bineînțeles că știu cine. Nevasta mea și copiii mei. Fraților, să iubim pe toți oamenii. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Aleluia. Auziți, căci dacă aveți, atenție, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar de ce, Petre, trebuie să avem aceste lucruri? Că vor veni vremuri grele și Biserica Domnului se apropie de vremurile care sunt aici prevestite în Cuvântul lui Dumnezeu. Și știți, dumneavoastră, te rog, afișează la Daniel, capitolul 3, de la versetul 4. Auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dă-i versetul 3. Să citim de la versetul 3. Atunci, dregătorii, de ce trebuie să avem aceste lucruri? Că dacă aveți toate aceste lucruri în voi, orice va veni peste lumea aceasta, orice decrete se va da, că vine Anticristul, că ne vor forța, că nu știu ce, tu stai pe vertical. Aleluia! Cu aleluia! Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta, ci privirea ochilor tăi să fie țintite la legea slobozeniei Cuvântului Dumnezeu. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cărmăitorii, judecătorii, cei mari, visternici, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase. Atenție! Împăratul Nebucadnețar s-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare, iată ce vi se poruncește, scurtă-i vremea. Atunci se va vedea ce în tine. Dacă n-ai credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, blândețea, evlavia, dragostea de frați și iubirea de toți oamenii, spune înaintea Domnului, ia-ți gândul de la răpire. Știți că eu spun de multe ori, rai, dar rai 1, rai 2, rai 3, rai 4, Italia, la canalele, la... Acolo, dar nu în raiul lui Dumnezeu. În raiul lui Dumnezeu ajung sfinții. Și auziți? Iar un crainic a strigat cu glas tare, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. Merge mai în jos. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitare, alăutei, saltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Bă, dacă n-ai lucrurile pe care Petru ni le spune, n-ai nimic. Noi vrem semne și minuni, suntem bolnavi de semne și minuni. Ascultați-mă ce vă spun. Suntem bolnavi de semne și minuni.
Dacă ar veni unul aici să facă semne, am plinge de la Ciprian toți. Ai, Doamne, ce l-a folosit Domnul, bă, frate, bă, puternic. Mare atenție! Oricine nu se va arunca, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Mai ai coloană să stai pe vertical, să ai dialog cu eroul din Golgota, să comunici cu el. Vorbea fratele despre cele patru lucruri și ultimul, lumina. Să pot discerne, Doamne, omul acesta este din partea ta? Omul acesta, femeia aceasta care strigă, așa vorbește Domnul, firul de legăturei de la tine? De ce te închini? De ce asculți? Care e relația ta cu Dumnezeu? Uitați-vă, tovarășii lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Ăștia au fost plini de credință. Aleluia. Scurte vremea în care se va da decrete, în care dacă nu vei avea în tine lucrurile spuse, n-ai cum. N-ai cum. De ce spun lucrul acesta? Rămâi aici, David, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și auziți, dar cine n-are aceste lucruri, este ori umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea, alegerea voastră, că dacă faceți lucrurile acestea, nu veți aluneca? Păi cum vrei, mă, frate, să rămâi pe vertical înaintea celui preanal, să nu te închizi, să nu mergi după Dumnezeu străin? Că chiar ucenicii pe marea îmbulburată, în loc să-L vadă pe Hristos, au spus că e un eluc. Frații, noi ce vedem în zilele noastre? Noi, în secolul 21, ce vedem? Vorbește, Doamne. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 7. De aceea, în clipa când veți auzi toate, auzit toate popoarele, sunetul trâmbiței, cavalului, chitarii, alăutei, saltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele va veni legea aceasta. Pentru că Nebucadnețar a ridicat în Valea Dura un chip de 60 de coți înălțime, 6 coți lățime. Te vei arunca? Păi cum să nu te arunci? Dacă tu te obișnui numai cu povești. Dacă Ciprian i-a duce povești din ăștia. Hai, vai, frate, ce-o fost, mărit să fie Domnul. Vai, ce l-a folosit Domnul. Bă, scriptură, nu friptură. Amin, Doamne. Scriptură. Aleluia. De ce spun scriptură? Că uite, mă îndeamnă Dumnezeu să citesc aici. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temeindu-ne pe niște basme meșteșugit, alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, că Cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinstea și slava, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, lăudat să fie Domnul. Amin. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Glorie lui Iisus. Astăzi ne-am obișnuit. Povești aplicate bine, vai, frate, frumos. Aveam niște babe, surori bătrâneci, că auzi la maica să-l mai aduci pe ăsta. Să-l mai aduci, că tare frumos ne-a vorbit. Povești. Păi cum vei birui? Tinerilor, cum veți birui dacă nu-i Scriptură? Așa cum? E, Doamne. Cu ce ești tu echipat? Că astăzi strigăm data trecută 33 de ani. Evanghelizări, 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 evanghelizări. Păi ne-am săturat de evanghelizare. Mai spunem cum să mă păzesc? Mai spunem cu ce trebuie să acumulez în inimă? Aleluia. Și nu la voia întâmplării, fratele Ciprianu a ales? Dați-vă ca să putem birui cine n-are aceste lucruri. Este ori și-a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate.
că au venit mulți fraților, dau popoare pentru tine. Dar cui spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Cartea profetului Isaia. Cui spune? Vorbește despre un om și auzi, dau popoare pentru tine. Ai preț, ai... Mă, fraților, ai preț când stai în ascultare. Amin. Că nu stai în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă mai ai preț. Mergem versetul 8. Mergem să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva haltei s-au apropiat și au plâns pe iudei. Cine crezi că te va vinde în vremurile acelea? Când alergi la unde îți preocupi, uite-te în biserică. Știi ce spun? Imediat îți spune eticheta. Bă, ăsta se dă mai spân. Imediat te etichetează. Așa spun, bă, pascul ăsta se dă mai spân. Nu, fraților, dar nu vreau să mă compromit cu voi. Mă. Eu nu vreau, mă, nu mă închin nimănui. Eu mă închin lui Dumnezeu. Că e doctor, docent, că e profesor, că nu știu cine. Eu mă închin lui Dumnezeu. Atât lui mă închin. Mărire lui Iisus. Bă, dacă l-ai pe Dumnezeu, ai tot. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, n-ai nimic. I-au luat cuvântul și au zis, împărate Nebucadnețar, să trăiești veșnic, împărate. Continuă, să vedeți ce spune. Ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbeței, capalului, chitarei, alăutei, saltirii, cimboiului și la tot felul de instrumente de muzică, vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului tău de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor de aprins. Credeți că i-a interesat? Bă, ăștia au avut coloană, mă, nu ca și mine, nu ca și unii dintre dumneavoastră. Ăștia au avut coloană, mă, ăștia știu cu cine au dialog. Așa e. Ăștia știu cu cui slujesc. Gloria cu prețul vieții lor, știi ce au spus, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să trăiem veșnic, împărate. Chiar dacă ne vei arunca în cuptorul cu foc. Noi nu ne vom închina Dumnezeului tău. Noi avem un Dumnezeu autentic, puternic. Bă, chiar dacă va trebui să fiu expulzat din Austria, chiar dacă n-am nimic acasă, mă, Dumnezeul meu îmi va purta de grijă. Pentru că El spune, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Puii de uleu duc lipsă, dar copiii Domnului nu duc lipsă de niciun bine. De ce te tem că vin decrete, vin legi? Bă, dacă l-ai pe Dumnezeu, nu te temă. Ăsta e Dumnezeu care poartă de grijă copiilor săi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer să ne lumineze. Doar în situația aceasta, când auziți, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea, alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Aleluia. Și spune versetul 11, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică. Cum, Petre? Doar așa. Păi da, Petre, dar noi vrem și așa. Voi ce spuneți, fraților? Se poate și așa? Păi și de ce nu trăim Scriptura? De ce nu o împlinim? De ce nu o trăim? De ce nu o împlinim? Nu că nu știm! Știi ce ar trebui să ne rugăm? Doamne, eliberează-mă! Amin. Doamne, eliberează-mă! Amin. Fraților, vă spun înaintea Domnului și mă apropie de încheiere. Era foarte greu pentru mine să renunț dintr-o dată, după 11 ani, casă, binecuvântarea lui Dumnezeu, acte atunci când nu era deschise granițele, slavă Domnului, tot ce am vrut, era greu. Nu e așa că la unii dintre dumneavoastră să vină Domnul să-ți spună, ia-ți familia și du-te în țară. Păi Doamne, ce fac în țară? Mor de foame. Cei mai mulți le frică că mor de foame. Mor de foame. Sărăcii. Păi ce fac în țară? Nu e așa. Nu era ușor pentru mine. Dar știi ce? L-am crescut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și datorită faptului că l-am crescut pe cuvânt, Dumnezeu m-a purtat de grijă. Aleluia! Pentru că Dumnezeu nu-și lasă copii. Mărire Lui! Nu te lasă! Ăsta-i Dumnezeu. Tu-L mai crezi pe Dumnezeu.
Așa e. Îl mai crezi? Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să-I spui în fiecare zi, Doamne, ce cer de la mine? Care este scopul Tău de lucrat în viața mea? Spune-mi, Doamne, descoperă-mi. Stai la sfat cu mine, Doamne. Te rugat în direcția aceasta. Aleluia! Frații mei, vine Domnul. Uitați-vă, dacă avem aceste lucruri în noi, ele nu ne vor lăsa să fim nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu le avem, să știți că e bai. Vă spun înaintea Domnului, e bai mare. După 20 de ani de pocăință, nici cu lumea, nici cu Dumnezeu. Mă, acolo nu mergi că tu ești pocăit. Acolo n-ai voie că tu ești pocăit. Și la urmă se spune Domnul, pleacă că nu te cunosc. Păi, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dracii numele Tău, n-am făcut noi multe minuni numele Tău. Pleacă că nu te cunosc. Ai făcut și fără de legea. Auziți? E ușor. Fraților, pregătiți-vă. Pregătiți-vă. Pentru că nu știm ce va fi. După pandemia aceasta, toată lumea și îmi lasă lumea, dar biserica e în comă spirituală. E în comă profundă. Și în Matei 25, versetul 4, auziți ce spune. Și Dumnezeu din cer să ne lumineze. Amin! Amin! Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vas. Mergem mai în jos. Fiindcă mirele zăbovia. A, vine Domnul. Nu mai vine, mă. Fii serios, mă. Auzi că vine în 2012 după calendarul maiașilor. Nu mai vine. Nu mai vine. Ceea ce spune tot Petru. Oamenii spuneau, de când au adormit părinții noștri, toate au rămas așa de la începutul zidirii. Nadine se facă, nu știu, că odinioară era un cer și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu și că lumea de atunci a murit înecate prin ape. Nadine se facă, nu știu. Mai bine Domnul, nu mai bine niciun Domn. Ce Domn? Raiul pe pământ. Mâncăm bine, trăim bine, ne îmbrăcăm bine. Aici e raiul, spun mulți oameni. Da? Dar știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, care unde lungă răbdare și El dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar știți de ce să vină la pocăință? Că ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cereți se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el. Și casa ta, și casa mea, și mașina ta, și mașina mea va arde. Și cu ce vei ieși în întâmpinare? Că spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă mirele zăbăveau, a țipit toate. Și au. Și noi am adormit. Ascultați-mă, nu contează care biserică. Că acolo sunt 1000 de membri, că acolo au corul mic, corul mare, acolo e corul bărbătesc, femeiesc, copii, școală duminicală. Zero! Zero! Fiecare dintre biserici căutăm să ne ridicăm candelele, să o vadă cei din jurul nostru. Dacă n-ai un de lemn în vas, zero! Așa e, Doamne! Zero! Uită-te, frate, soră, un de lemn mai ai în vas! Dacă vin frații să vadă cum cântăm noi, cum recităm noi, rânduiala, disciplina, dar pescarii, ce rânduială au avut? Rânduiala lor a fost Duhul Sfânt. Aleluia! Primul demn de rugăciune, frate, iertare. Al doilea, biserica. Al treilea, bolnavi și gata. Și rugăciune de jumătate de minute. Și nu-i nimic. Nu-i putere, nu-i nimic. Nu scrăciune. Fiindcă mirele zăbăveau, au țipit toate și au dormit. Versetul 6, auziți? Ce spune cuvântul Domnului? La mezul nopții s-a auzit o strigare. Aleluia. Iată mirele! Ieșiți în întâmpinare! Și auziți acum, versetul 7, 8. Atunci toate vecioarele-i târziu. Îi târziu atunci. S-au sculat și au pregătit candelele. Și auziți, versetul 8. Cele rechizite au zis celor înțelepte. Dați-ne! Din undelenul vostru, căci mi se sting candelele, e târziu. Ce ai făcut? Păi, Doamne, stai să spui
că în Austria nu era gata casa. Trebuia să termin casa, să țin copiii în facultate, să fac aia, să fac aia. Eu nu te întreb de aia. Unde lemn mai ai? În pustia piacului, în care alergăm, uită-te în vasul tău, să mă uit în vasul meu. Aleluia. Mai am unde lemn? Unde lemn mai ai? Cele necruzite o zice celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul nostru, căci ni se sting candelele. Și versetul nou zice, spune, cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Îi târzim. Că frații duminică dimineață veneau la părtășie, veneau în casa lui Dumnezeu, se împărtășeau în fiecare lună. Tu unde ai fost? Tu unde ai fost? Palaloveni, tată. Mani. Bani ai vrut, bani s-am dat. Casă ai vrut, casă ți-am dat. Și îți fură tot. Putem ieși în întâmpinare. Fraților, dacă Domnul ar veni acum, cât am fi gata? Că eu am solicitat, am apelat la câțiva frați care i-am cunoscut, frați cu putere, când aud de lucrări mai... Nu, frate, nu pot. Păi ți-e frică? Bă, fraților, ce pocăință trăim noi? De ce spun să fii pocăit e lucru mare? Să fii botezat e o întâmplare. Toți ne botezăm. Și bine spunea un frate. Frate, i-am băgat câini și i-am scos lupi mai periculoși. Doamne, ai milă de noi. Amin. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze. Scumpii mei frați, apropiați-vă de Domnul. Amin. Vă spun înaintea Domnului, oricât bani ai dat la adunare, orice mese vei pune, orice îi face, să-ți vinzi casa, să faci orice îi face, dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Amin. Dacă n-avem dragoste, n-avem nimic. Se apropie sărbătoarea. Da? Paște. Și mă duc cu gândul la Maria. S-a dus la mormânt. Și îl căuta pe Mântuitorul. Domnule, dacă l-ai luat, spune. Unde este? Unde l-a spus? Unde l-ai pus? Așa ar trebui să fie dragostea noastră. Unde? Unde ești, Doamne? Astăzi n-ai stat de vorbă cu mine. Revelează-te ființei mele, Doamne. Vreau să te văd, să te văd, să te ascult. Domnule, dacă l-ai luat, spune unde este? Marie, rabunii. Știi ce a spus Hristos? Marie, nu mă ținea. Îl ținea, nu putea să fie înălțat dragostea lui Dumnezeu, l-o prește pe Dumnezeu în loc. Ai dragoste față de El. Ce fel de dragoste avem noi? Să ne vorbim unii pe alții? Ne vorbim de rău, că junghiem? O, Doamne, ai milă de noi. Fraților, vine Domnul. Să fim pregătiți pentru evenimentul promovării. Că cel ce vine va veni și nu va să vorbi. El vine. Dar vine pentru ai săi. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin, Domnul. Dați-vă toate silințele. Ca să uniți cu credința fapta. Cu fapta cunoștință. Cu cunoștința înfrânare. Cu înfrânarea răbdare. Cu răbdare evlavia. Cu evlavia dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Amin? Amin. Că Dumnezeu din cer să binecuvinteze fiecare familie. Scumpii mei frați, nu doar atâta, a fost frumos. Nu. Haideți să-i spunem Domnului, Doamne, ajută-mi să împlinesc. Amin. Doamne, ajută-mi să aplic cuvintele tale deasupra vorbelor mele. Cuvintul tău să fie viu în viața mea. Amin. Doamne, lucrul acesta. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu viață veșnică. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Frați și surori, în seara aceasta, pentru toți aici, Dumnezeu a scuturat țărâna.